Dezvoltarea economică a țării, consolidarea statalității, garantarea statutului de neutralitate, o politică echilibrată și asigurarea echității sociale. Sunt doar câteva dintre prioritățile de activitate ale Partidului Socialiștilor prezentate de președintele formațiunii Zinaida Greceanei. Liderul PSRM susține că cetățenii așteaptă îmbunătățirea nivelului de viață acum, dar nu peste 5 sau 10 ani. Iată de ce programul de activitate al partidului este unul vast și concentrat pe susținerea oamenilor. Medicina și educația de calitate, dumneavoastră ați auzit și despre unele inițiative ale noastre, sigur că este foarte important dezvoltarea regiunilor, fiindcă eu am spus, o țară este bogată dacă regiunile sunt dezvoltate și sunt bogate. Și economia țării nu trebuie să fie concentrată doar în municipiul Chișinău. Un lucru este pacea interietnică și asta este un principiu nostru pe care noi o să-l apărăm de asemenea. De ce? Fiindcă noi avem peste 100 din naționalități în Republica Moldova. Până nu de mult toți au trăit în pace, au apărut niște politicieni care au încercat să-i sfădească pe toți între ei. Lidera PSRM a menționat că în prezent dialogul dintre președinție, parlament și guvern este unul eficient și astfel se lucrează în comun pentru promovarea proiectelor sociale care au fost elaborate atât de deputații socialiști cât și de președintele țării. De asemenea, toate sectoarele puterii se implică activ în implementarea reformelor, a declarat demnitara. Am susținut acest guvern și ne angajăm să contribuim la realizarea reformelor pe toate segmentele, inclusiv justiție, medicină, educație, în toate este necesar să fie făcute reforme, dar din nou aceste reforme nu trebuie să fie făcute de dragul reformelor, aceste reforme trebuie să fie făcute în interesul țării, în interesul cetățenilor noștri. Echipa PSRM a reiterat că toate programele de stat lansate sau care urmează să fie aplicate de guvern au scopul să crească bunăstarea oamenilor. Nu vom admite niciun fel de majorări a prețurilor și a tarifelor. Vom controla modul cum sunt formate prețurile și ne vom strădui prin mecanisme legale să eliminăm monopolul din economie. Și asta va fi una dintre prioritățile pentru echipa noastră. Socialiștii au menționat că o atenție majoră va fi atrasă și domeniului educației. Vom continua să promovăm o politică de educație în familie, școală, grădiniță, instituție de învățământ superior. Nu vom admite sub nicio formă ca în următorii ani să fie lichidată vreo instituție de învățământ. Vom promova toate inițiativele și vom susține toate inițiativele care au menirea să îmbunătățească situația din școlile noastre din țară. Conducerea PSRM a declarat că în fiecare săptămână va fi organizată audiența cetățenilor de către primarii, consilierii și deputații PSRM. Astfel, agenda formațiunii va fi dictată de problemele oamenilor.